Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, a inițiat, în colaborare cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, campania de prevenire Săptămâna Siguranței pe Internet. Campania cuprinde activități de informare și responsabilizare adresate atât tinerilor, cât și părinților și cadrelor didactice. Campania are ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolele la care sunt expuși tinerii prin folosirea internetului și a rețelelor de socializare, precum și oferirea unor soluții de restricționare a accesului la anumite site-uri sau punerea la dispoziție a unor kituri de raportare a abuzurilor. Campania îi vizează și pe părinți care au o percepție scăzută a experiențelor neplăcute ale copiilor lor pe internet. Tipurile de abuz foarte frecvent sunt pornografia infantilă online, pornografia adultă accesibilă copiilor, instigarea la discriminare și transmiterea spamurilor. Statisticile arată că peste 75% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani folosesc deja internetul. 60% dintre ei sunt contactați prin intermediul internetului de pedofili și 40% răspund la aceste apeluri. În România, peste 90% dintre adolescenți utilizează internetul pentru socializare. Dintre aceștia, 18% afirmă că transmit informații personale pe internet către alte persoane, iar 14% discută cu necunoscuți. Statisticile sunt îngrijorătoare și arată faptul că din ce în ce mai mulți copii au de suferit din cauza informațiilor nepotrivite pe care le găsesc accesând diferite site-uri pe internet. Prin această campanie ne propunem să luăm atitudine în fața unei probleme cu implicații majore asupra dezvoltării armonioase a copiilor noștri. Prin această campanie dorim să le oferim celor mici siguranța de care au nevoie, fără a le îngrădi privilegiul de a fi informați, a declarat inspectorul Ionuț Epureanu, coordonatorul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Suceava.